cum ar trebui să arate, de fapt, mezelurile proaspete? Pentru că știm că ele nu sunt sănătoase în general, însă aceasta nu este o piedică în calea celor care vor să consume mezeluri. Atunci când mergem să cumpărăm cremvuși, de exemplu, ni se pare că cei care sunt mai colorați, cu nuanță de roz, poate, sunt cei mai sănătoși. Nutriționiștii atrag atenția, lucrurile nu stau așa. Îi mulțumesc domnului dr. Cristian Mărgărit. Este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua. Acum comitem asumat păcatul consumului de mezeluri. Ce ar trebui să fie ca și criteriu în mintea unui om care cumpără mezeluri? Ce să urmeze, ce să urmărească pentru a ne asigura că ele sunt mai sănătoase și proaspete? În primul rând, citim eticheta și urmărim să cumpărăm un mezel, o carne procesată, care să aibă o cantitate cât mai mare de carne, pentru că, paradoxal, există inclusiv astfel de produse, cum ar fi parizerul sau cremvuștii, care au un conținut de carne foarte redus. Dar există pe piață și produse care au, de exemplu, 80 sau 90% carne. Deci acesta ar fi primul criteriu. În rest, pentru termenul de valabilitate, evident, iarăși ne vom uita pe etichetă și, desigur, urmează lista cu aditivii alimentari. Aici discuția este foarte largă. Din păcate, nu pot fi evitați, pentru că acesta este modul de preparare, acesta este modul de fabricație. Putem alege și produse cu mai puțin aditiv, pentru că ele există, dar din discuțiile mele cu producătorii care au încercat să pună astfel de produse pe piață, din păcate, ele nu se vând pentru că prețul este puțin mai mare. Deci ar trebui să alegem calitate, da? Să cumpărăm ceva mai bun, chiar dacă este o cantitate mai mică. Și încă un aspect extrem de important la aceste produse din carne, care au și nitrit de sodiu, este să nu le încălzim, să nu punem acei cremvuși pe grătar sau pe plită, ci să îi facem fierți, de exemplu, așa cum au fost ei concepuți. Deci încălzirea produce alte substanțe nocive care derivă din combinarea aditivilor cu anumite componente din carne. Cremvuștii colorați, cremvuștii roz nu sunt sănătoși, dar de ce îi pun pe piață cu această culoare roz, ca să fie mai atractivi? Sigur, un produs care are o culoare atrăgătoare este un produs care se vinde mai bine. Un produs care este 100% natural, deci fără coloranți, s-ar putea să nu aibă aceeași atractivitate pentru clienți. Dar colorantul din aceste produse poate fi și un colorant natural, deci nu este neapărat un pericol. De asta noi întotdeauna spunem să citim cu atenție etichetele. Coloranții de sinteză, și aici fac o scurtă paranteză pentru că și alte produse se adresează în special copiilor, revin, coloranții de sinteză sunt foarte periculoși, în special pentru copii. Vorbim și de dulciurile care sunt colorate în roșu, albastru, verde, nu doar de mezeluri și produsele din carne. Deci sunt extrem, extrem de periculoși pentru copii. Există chiar avertizări privind funcționarea sistemului nervos și afectarea stărilor psihologice. Deci iată ce pericol pot reprezenta acești coloranți artificiali. Și din păcate, cu cât dulciurile sunt mai colorate și mai creative ca figurine, exact, cu atât sunt mai preferate de copii. Există, domnule Mărgărit, vreun top al mezelurilor cele mai puțin nocive, ca să nu le numesc sănătoase neapărat? Putem să alegem un mușchiuleț sau o carne care arată cât de cât a carne și apoi, desigur, tot ce înseamnă produse care sunt sub formă de pastă sau amestecuri din foarte multe ingrediente ar trebui în general evitate. Deci o pastramă, un mușchi file sunt acceptabile, apoi probabil urmează salamurile crud-uscate și pe ultimul loc aș pune aceste produse care sunt foarte greu de identificat din punct de vedere al ingredientelor. Cremvuși, parizeri, este o pastă acolo care până la urmă poate conține absolut orice și foarte puțină carne. Cu ce frecvență ar trebui să fie consumate mezelurile ca să nu aibă o incidență serioasă asupra sănătății? Aici vestea este destul de tristă, mai ales pentru copii. Există legătură inclusiv cu incidența leucemiilor. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui evitate pe cât posibil mezelurile în cazul copiilor. În rest, pentru adulți, sigur, depinde de fiecare ce risc dorește să-și asume. Din păcate, știința aici le-a încadrat deja la grupa 1 de carcinogen, deci sunt confirmate ca având acest efect extrem de nociv asupra corpului, cât mai rar.
foarte greu de spus de la o persoană la alta care este riscul real, pentru că vorbim despre statistici, dar foarte important ca în rest să încercăm să avem o dietă sănătoasă, să includem legumele, fructele, deci să mâncăm cât de cât sănătos și, repet, foarte important să nu le punem pe grătar, să nu le prăjim, să nu le expunem la temperaturi mari, pentru că atunci riscul crește foarte mult.